Nespus de bucuroasă, Tatiana Popa a văzut albumul chiar în dimineața acestei zile. Ea a adus de la tipografie primele 10 exemplare jurnalista Antonina Sârbu, susținătoarea meșteriței și redactorul acestei prețioase producții editoriale. Acest album va fi acela care le-a reminti oamenilor peste sute de ani, mii poate de ani, că avem o comoară adevărată. Albumul Covorul în Bumbi, Tradiție și Inovație aduce în circuit toate etapele muncii migăloase, dar și meșterițele care o execută. Albumul susține această maximă, învață de la trecut. Tatiana reînnoadă sau reia sau reface acea ruptură care s-a produs în arta covorului în bumbi. Covorul în bumbi era răspândit în secolul XVIII, iar la sfârșitul secolului XIX aproape că a dispărut. În 1995, muzeograful Ion Bălteanu a îndemnat-o pe Tatiana Popa să restabilească tehnologia. Nu mi-a fost complicat, pentru că o cunoșteam chiar din copilărie, de la măicuță, niște elemente de broderie. De fapt, covorul sețese este un covor cu elemente de broderie, s-ar putea spune, pe urzeală specială. În 2000, Tatiana Popa instruiește un grup de femei și fete la Muzeul Casa Părintească din Palanca. Femeile neangajate în câmpul muncii au posibilitatea să câștige un ban, dar principalul motiv pentru care Fundația Culturală Europeană a susținut acest proiect constă în faptul... El este curativ și lumea din timpuri nu s-a gândit la acest lucru. De ce și-a dispărut din viața omului? Iar efectul lui este de a irita vasele sanguine în procesul lucrului sau când este gata, la fel. Deci toată recepția noastră se află pe vârful degetelor, palmelor și la tălpi. Elementele țesutului covorului în bumbi l-au interesat pe un designer din Germania care a realizat o colecție vestimentară modernă și iată acum acest album apărut în limbile română și engleză care va trece hotarele țării. E primul album, cred că e fixat ceva foarte important din patrimoniul acestui pământ, o restituire în întreg spațiul românesc. Faptul că acest modul a ieșit în Europa și faptul că Europa ne-a înțeles și a acceptat acest proiect, mă bucur nespus de mult că ei au acceptat și nașterea acestui album. Pentru că albumul este patrimoniul nostru, dar este și o comoară pentru Europa. Lansarea albumului va avea loc la Muzeul Casa Părintească din Palanca pe 13 ianuarie, însă telespectatorii noștri au șansa să-l vadă primii, deoarece Tatiana Popa a venit să-și împărtășească această bucurie anume la Moldova 1, televiziunea care a realizat primele reportaje despre inimoasa meșteriță și despre toate faptele culturale pe care le-a promovat de-a lungul anilor.